O să încerc să vă răspund sincer la întrebare și să le răspund sincer în primul rând telespectatorilor. Ca orice tânăr din România plecat de pe băncile facultății sau plecat de pe băncile liceului, am vrut să plec din România. Dar în același timp, ca orice tânăr care îi place să facă ceea ce spune, eu am și făcut-o. Deci eu pot să spun că la vârsta mea, deci am 27 de ani, am făcut tot ce se putea face în România. Adică am început de la vânzător de ziare, am muncit pe vremea lui Ceaușescu cu tatăl meu care era inginer geolog și stăteam timp de 6 luni prin munții Patriei și pot să spun că am bătut toată România. Iar în 1994, când eram în anul 3 de facultate, șef de promoție după 2 ani de zile, am plecat definitiv în Africa de Sud.